Ceau, Andrei! Bă, dar foarte frumos aici vă aștepta băieții ăștia. Fii atent ce loc șmecher! Pune-l chiar lângă lupușor, lângă mașină la el. Chiar dur până... Du-l până la lupușor. Deschide aia la spate, la cal. Lasă că deschide căpul. Salut, Gustinel. Ceau, lupușor. Ce faci? Vine tu. Obosit. De ce ești obosit, bă? Da, păi nu vezi și aici. Ha? Nu vezi și aici. Ai lucrat azi noapte, bă, aici, e adevărat? De 4 zile lucrăm într-una. Și? Pune strunele, să-i dăm jos, să merem. Unde lăsați caii? Unde puneți? Îi țin de cap și după aceea mă duc să-l aduc și pe murgul. No, bun. Succes. Lupușor, ia altul numai un pic de atotură și atât. Lupușor, te salut încă o dată, aici va fi o treabă frumoasă. Ați organizat, se vede o organizație foarte bună. Sperăm să iese frumos și prima ediție. Așa, felicitări, așa. No, nu prea am ce să zic. Nu mai zic nimic. Așa, treaba bună. Nu mai zic nimic. Tipii pe tot. De la 11. Câți aduci? 4 aduci? Când începe prezentarea de frumusețe? Știi că eu nu o să pot să stau acolo, să... V-am pupat. Ne vedem aici, lupușor. Bine. Cristi, ți prieten băiatul din spate. A? Cum te înțelegi cu el? Prețioară, doamne, așa. Cum te înțelegi cu el? Foarte bine. El era băiatul în căruț atunci, când am oprit eu lângă el, a? Da. Așa, lasă și pe el să vină un pic încoace. Hai și tu încoace, băiete, să te văd. Să-l se bage lângă el. Vreau eu să-l întreb un alta. Ți-am uitat numele. Ovidiu. Ovidiu, rămâi așa. Ovidiu. Da. Calmare, ai acum. Da. Unde-i? O mânză, e acasă. E, țin minte, am oprit cu mașina lângă tine, erai tu mic, erai. Și m-ai recunoscut, așa-i? Da. Ți-ar place un calca și corbul? Da. A? Ce n-ai dat să ai un calca el? A? Ce n-ai dat să ai un calca el? A? Ai dat jumătate din viață? A? Vezi că asta e o vorbă, o glumă. Nu, du-te încolo, că te frate tu, te rog. De că te frate tu. Du-te că te frate tu. Hop, lasă-l ăla. Lasă-l, stai în fața lui. Îți place cu călăria, știi călării? Ha? Destul de rău.
Data viitoare când vin să te văd călare pe cai. Bine? Ema, hai să te văd aici aproape de mine, te rog. Domnul Ovidiu, sănătate, prietenii noștri de la Timiș și eu, mă bucur tare mult că ne-am găsit în mijlocul țării. În mijloc? Păi, nu? În mijloc. Te salut încă o dată. Să fii sănătos, Cristinelu. Ce mai faci? Iaca, cu munca, domnule. Dumnezeu să ajute. Sănătate, domnul Ovidiu. Bine ne-am întâlnit. Ce zic băieții, vin încoace de la Timiș? Vin. Ha? Mai vin doi băieți, vine Bebe. Vine Bebe, uite acum intră. El e? Vine Gopa, da, da, mă, da, vine prietenul tău, Ion. Da, mă, dar nu vin să alinieze cai, mașinile. Păi da, eu zic așa, trebuie, păi da, dar nu știu dacă se poate băga cu Bebe. Vine acum în coace. Da, nu, mă, nu vin băieții să alinieze mașinile aici. Eu zic așa ar trebui, dar ăștia cu dubele nu știu dacă se bagă aici. Nu se bagă? Nu poate să urci. Ei, piticu, voicule! Ăsta-i negru de la, ce, la, ce era la Ion la munt, așa-i la... Da, da, ce l-am filmat noi, Cristinelu. Fain negru, îmi place de el. Tata la mânza mea, la neagră. Aha. Ia, fă-l. Zici să vină și cu surul încoace. Iorele. Auzi, Ema, caii stau unul lângă altul, surul și negru, așa-i? Ha? Zici vâzi la căli să vină cu el încoace. Să nu-i zic și să dați, supărat. Adică ce, nu-mi place să dai ordine sau ce? Ba, nu zic. Doar e vărul mie și angajatul meu de 8 ani. Am înțeles. Fain negru ai. Hă? Fain cal negru ai. Ia să vedem cum îi puneți unul lângă altul, că-s curios. Dar stau, mă, cum nu? Nu stau unul lângă altul, stau, cum nu? Da, bă, auzi, ți-a lăsat telefonul în mașină, tinere? Da. Tu, ți-ai lăsat telefonul în mașină? Da. E bun, dați-l mai încolo un pic. Băgați-vă mai încolo. Nu aici, aproape de noi, că Ema nu se poate trage. Bine zic, Ema. Eu nu mă pot trage, nu tu. Eu făceam aluzie, știi, la mine. E frumos, oru? Ai, mamă. Ha? Ai, mamă. Ăsta l-ai avut tu atunci la trătură? Nu, am avut altul. Ai avut? E de la Alin, mă, ce-am făcut târg cu el. Ai făcut acum un târg cu... La cu 2 ani, doamne. Deci atunci când... Da, și te-am zis să nu faci, că nu ăsta, știi, da, s-a întâmplat. Ce-ar fi să pun eu în filmul ăla, cu târgul ăla? Amintire. Da. Ha? În amintirea lui Alin. Da, să-l pun? Da. Ha? Da. Bun. Auzi, ai mi-a pus surul și negrul la oaltă. Dar cum nu, mă, merg la birge amândoi? Și de ce nu, de ce nu-i punem? De ce, nu-i punem pe amândoi la oaltă? Să-i vedem. Văd! Viorel! Viorel! A, de la aici lângă surul. Dar acolo nici pe mijloc să stați, pe mijloc, amândoi. Nu. Fiți nou atenți. Domnul Ovidiu, câte ori ați făcut până aici? Am plecat la 4. Și ați ajuns acum? Da, dar cu pauze. Ce pauze? Pauze încet. Pauze. Pauză de masă și din alea? Da. A, am înțeles. Cu uite, cafea. Aha. Fai, fai, faină pereche de cai. Numai pe ei ai. Ei, mă, numai pe ei ai. Că l-au murit frizer. Ai avut și frigian. Și s-au dus pe... A, uite la vâță. Bă, zi să nu-i lege. Da, de fapt nu are nimic să obișnuiți cai. Da, ce au? Hai să încercăm să legăm unul de altul. Nu trebuie legat. Foarte fiecare separat. N-are bani. Domnul Vectal junior, senior, domnul Stelică, vă salut. Oameni, Ovidiu, Andrei, cel mai prăpădit. De ce? Păi tot, face tot felul de gafe.
Așa. Picior de pop. Ar trebui să fie sperit. Știi cum zicea? Ar trebui să fie în banca lui, ar trebui să fie cu minte. Acum dacă... mă lau să-ți dau apa, păi vezi? Nu așa, bă, dacă ai cu ce, ar trebui să fie mai smerit. Nu să stai așa cocoș. Uite așa. Ai că te vezi, nu vezi. Da, ia să vedem mânzul, că... Mânzul e grozai, special, nu. Hop, hop. Zăstelică, repet așa. 2022 nu este. Cum ai zis? 2022. Nu înțeleg. Cap de lei. Mânzul anului 2022, ăsta nu s-o făta. Zici tu? Nu s-o făta, nu. Adă-l mai aici lângă Bexa, te rog. Cine a dat banii pe el, apoi ala face treabă. Leagă de mine? A, domnule de Andrei. Leagă mânzul de Bexa. Dacă dau pe Bojană și duc acasă. Nu, no, zi. Dau pe Bojan pe el și duc acasă. Adică? Păr, păr. Andrei. Mai dai și 1000. Poate facem. Nu-i mai bă, stai. Nu mai dai 1000. Bater 500 de mâncare. Dă-i să facem asta. Cine e? Bexa. I dai lângă Bojan 500 de euro. Nu-ți pasi tu telefonul, că mi l-o spar la expoziție la călăra. Nu, 500 de mâncăm la ora asta. Nu. Îl mai văd la ciucleasa, măcar așa. Nu, bun. Dai jos. Nu că nu. Da, încă păstru că l-a uitat acasă. Ați uitat? Păi rezolvăm un căpăstru. Mă, uitat la căpăstru și zăbeale și fără zăbeale nu știu. Ba, nu, că scurt, și da, este acolo bă, băiatul cu zăbele, bă. Asta e bun mânzul de tăt, mă. E special de tăt mânzul. Anul ăsta nu s-a fătat așa ceva. Ha? Nu. Domnul Stelică, bineați că lătorit dimineață. Păi da, fain. Silențios, da. Cristinel, uite ce căpuț mic are. Are. Tătele are bune, mă, nu căpuț. Picioare n-are, n-are păr la picioare. Ce n-are? Mă, tu am zis că ești copil de popă, mă, ar trebui să și smerit, mă, și povești bune să ai, mă, că așa te învață în Biblie, mă, nu, da, cum ești tu, mă. Stăpânul că ține de el. Da, mustră de domnul. Nu. Te numai povestile nu ți-s bune, pie să ai de 10. Dar tu trebuie să fii smerit, mă, lumea aia, Bexa, să tremure când te vede. Eu, să tremur când te văd. Așa eu tremur când îl văd. Hop, na! Păi și eu tremur. Ce să... Nu trebuie să tremure, Bexa, suntem acolo vecini, trebuie să ne înțelegem. Așa. Tremur când vă mânci, mă. Nu lăsa cu var să mânce, mă. Dai bun, că la dezinfectează. Nu, nu lasă să mânce atunci cu var. Băi, nu mai mânca cu var. Hai, gata. Și-au zis de lică, potolași. Du-te acolo din tur. N-am răbdare după el, mă, până la 3 ai ce să face, de 3-4 ai. Ai problema la tine, n-am răbdare, nu. Eu și dacă l-aș că fac o achiziție pe loc. Dar e povestea că nu. Da. E Crăciun, iară mă duc. Fac ceva, mă duc, nu mai stau. E bun, e bun, mă. Cine are de cumpărat o mânz, să-l ții acolo, să-l uite, că l-are, ăla-i mânzul. Și atunci la 3 ani să te duci tu după el, nu? La 3 ani trebuie punga de un leu. Așa e mult. Stai, mă. Știi că ai secretul. Tăti ești bune până nu arată altul mai bun. Deci până nu arată nimeni mai bun, ești campion. Știi, dacă nu arată mai bun, poți cere cât vrei. Poți cere cât vrei, dacă nu este mai bun. Așa mă, teoria mea de un cal, nu-i doamne. Ce? Păi, calul ăla mi-a plăcut și gata, că mai bun altul decât el. Până nu a venit ăla și mai bun, zic că ăla a fost cel mai bun pentru mine. Pum! Nu. No. Asta e realitatea. Da. No, nu, dai jos calul. Nu, că n-am, ce trebuie acolo. I-am uitat acasă și căpățanul și zăbelele. Și zice Stelica că îmi dă voie... Stai, Stelica, ce? Da, mă, Bexa. Auzi. Ok, de 13, repede luăm capacul. Uite, am luat cu mâna acolo de fibră, că eu sunt expert în așa ceva, că am avut tățelul. Da, și? Hai, dăm jos rampa, că au zis, bă, să ajung eu pe telescop. Și? Și dau voie să prezinte așa. Bun, iasă, margă și pac. La frumusețe? Da, mă, cu. Fără să se miște din picioare. Atât în România îl știe pe calofon, din, îl aveți la sud, la nord, la est, la tăche, atâtă lume. Ce tu mai prezinți? Am înțeles. Bexa, Bexa, bună idee. Foarte bun. Cum să nu fie? Da, îți creează emoții să și ud în spate astăzi, iară vrei. Cumva calul. Dacă îl dai jos, dacă cumva cal, dacă virgulă, cumva calul șteapă. Ce șteapă? De treaba asta. Aici nu șteapă nimeni, mă. M-am scos. Am înțeles. Eu îți dau voie să-l prezint din remorc. Ai cocheia de 13 să luăm capacul, ala am de fibru. Am eu trus, am dat eu. Nu, no, rapid. Șoblonul îl lasă jos, așa-l prezintă cu remorc. Blanco. Blanco. Blanca. Așa. Ia pa de la Timișoara. Dani, ce salutăm. Salutare, dă-te mâna pe bani, mă, că e altul. Aici frumoasa ta e apă de la Timiș, da? Ai dat negrele? Ai dat negrele? Ei, ce l-a adus negrele? Oh! Prezint-o. N-ai dat negrele? Nu. Bandit. Îți acasă. Nu, vreau să aducă... Negrele nu le vinde, bă. Salutăm. Era frică că le vinde. Nu le vinde. Numai pe aia ai adus-o aici. Ceau, frate.
Numai pe aia duc-o. Gâfui ca ciurcalul. Păi au alergat din capătul terenului. Păi când să-mi dea 11 metri, nu mai poate da. Chinele astea. Dă-le jos. Bag-o lungă și pe-a doua. Vezi ceva, suc, ce fac eu. Ha? Momentan nu. O duci pe la standuri, pe acolo. Nu cai. Ține și ai grijă de el, dacă vrei să fie a tău, dacă nu, nu. Uite, mă, vezi acolo, ei. Se bagă cu ceva. Hau! Hau! Dă-l-a! Lasă-i, mă, să-ți băgă. Oi, cum? Să-ți băgă aproape. Să-ți băgă aproape. Dacă nu mă bag. Nu e. Ai grijă și să-ți băgă azi, ca hau! Hau! Cum ești, tinere? Bine, foarte frumos urul tău, îmi place. Bun calul. Dar cum l-ai găsit și de asta? S-am rezervat și un băxus, ai niștit. Mustră-te, domnul. Bebe, nu apă-i la aia duși. Ia, pa, o mai ai? Da. Vă place aici, domnul Nelu? Da. Hmm? Da. Fain. Vă gândeați că o să fie așa locație frumoasă? Dacă e bun. Vă gândeați? Nu. Bă, cum nu? Foarte. Și semnalizat tot. Faină, hai? Și ce am vrut să-ți aduc? Da, am uitat. Ce? Ele am lăsat cai în livadă la mere. Ați vrut să-mi aduceți două mere? Și am scuturat mărunt și am aflat vreo 5-6 mere iași. Aaa, păi dacă nu mi le-ați adus. Și astea le-am pus într-o pungă, zic, astea le duc la creștică la mere. Și? Le-am pus... Le-am... Oh!
Am ce să scoată, mă, iarba sau funia din gură? Îi scot eu, dar că nu are nimic de la iarba asta. Domnul Bexa! Domnul Bexa! Dă spălăria din cap jos! Așa, așa, nu, da, 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 da! Nu uita că gula jos din cap, că îi bate vântul aici. Dă eu să-l cunoască lumea, că... Domnul Bexa, nu urci călare! Haideți, mă urc eu, Bexa! Hai, uite, domnul Ion, urcați? Amândoi de acord, am Ai vrut să-ți ceară împrumut? Nu știu că să-ți ajunge Cristinel cumva. Ne așteptăm și noi, nu? Da cum? Da cum? Da, dă-l dă. Da cum? Dar te-ai dat împrumut. Da cum? No, ce felici și fac. Păi, Cristinel, faci și tu o faptă în curieră. Eu tot timpul am... Da, da, corect, corect. Corect. Ce corect? Ce corect? Că n-am... Faci fapte bune, foarte multe. Tot timpul am încercat. Zic. Da, și fac, că nu mă încerc. Bă, băi, Dorin. Nu, ăsta va ieși TikTok tare. Cine? Ana. Câte tomberul ăla? Marius, dar ce ți-ai luat acum? Doza de? Ce ți-ai luat? Doza de drog. De calmare. Auzi... Diego! Un cal pe mărimea lui, așa. Marius, fain surs ai tras. De vânzare, eu am adus aici. Cum te găsesc băieții pe Facebook? Știe toată lumea, nu trebuie să mai le zici. No, bun atunci. A, bine. Bine să te găsească. Dori eu să mamă! Dă-i lui Marius! Vezi că face mai drag cu ăsta gălăjie ca biciul vostru, cât cu o pișcață! Dar Marius, de unde ai primit biciul ăsta? Eu din Franța l-am. Ha? Din Franța. Ce remorcă, mă? Remorcă, mă. O adus frizei. Uite aici, spune. Anume făcute. Da, păi anume de așa ceva. Uite aici, spune, adevărat. Asta-i. Ce trebuie? Asta e ce trebuie la casa omului. Serios? Ia ta mașina. Băi, da, ia mea, dar vreau să vă aduc și pe ăla. Cum ești, băiete? Bine. Viață bună? Ha? Stai că vin, că din Olanda n-am mai vorbit. Vin eu la tine la mașină. Da, frate, te aștept la mine. Bine. Da, uite, tu ești băiot. Așa. La un bun stau arță, bă, omule, că nu ne scăpăm. Marius, te-ai speriat sau ce? Da, păi eu totdeauna mă sperii. Adică? Da, nu, mai bine te sperii decât să nu te sperii. Un fel de epurește?
La derbedeul ăla se fac la bici, să pușcă și lui. Da, pe care. Domnul Cristel, vă cumpăr ceva? Mulțumesc! Gata, că lasă-mă, bine. Care? Care? E, legat la stănog? Acum ce vin cu căruța? Unde vezi cu căruța? Ah. Cum pus la tu și acolo, hamur, bunecai, pus căruță, bun. Cum trebuie, nu se pune. E de aici, băiatul? Da, cred că. Domnul Bogdan, bună ziua. Bună valoare, ce ai? Ceau. Cristi, sănătate. Sănătate, sănătate. Op. Domnul Nelu, vine și dânsul. Da, da. Tot așa cu căruța. Cred că. Super. Ha. No, frumos, Efe. Bine. Bine, să ne vadă. Asta e al treilea lupușor. Al patrulea, că și eu cală. Și eu mă consider al ăsta. Salut. Ciao. Da. Gata, Cristi, asta e al treilea. Perigul nu l-aduc. Nu, lasă că e bun, că ți-ai adus, e foarte bine. Te-ai prezentat. Ce băieți de la Sibiu mai vin încoace? Că... De la Sibiu, îi aștept pe ăștia de prin țară. Trebuie să ajungă Luciana acum. Care Luciana? Care Luciana? Nu-s de la, de la Beiuș? Da, acum vine, pe mai are 20 de km. Fii atent, puțin bărbat în țară că... Știu. O fost de o săptămână, nu o fost la mine, nu știi? O fost? O fost, o vin de luat mânza de la Neluțu, o mânză de la Neluțu. Nu, foarte fain. Aia mică de 2 ani. Nu, lasă că o vedem. E la el, acasă sau dat-o? Nu, o vin pentru un prieten de-a lui, nu știu exact. Am înțeles. El a venit, tehnică tata. Termină. Am înțeles. Tot duce frate, mi-o aducă și pe ălalalt, că și cu are 3. Te-am ce? Pa, ne vedem pe acolo, mă duc să-mi le cai. Ce, vine și frate tu sau ce ai zis? Păi da, e frate meu cu alu Sheikh-ul, cu băia de sau... cu frizienii? Frizienii. Am înțeles. Vor fi frizieni mulți aici, așa-i? Sper că da. Să sperăm că se adună. Da. Te-am pupat. Succes! Da. De cubiciu, nu așa, bă. Hey.
Te ajută pălăria. Te ajută? Da. Cum e? Viață bună aici la Sibiu? Foarte, foarte bun, frumos. Foarte bun. Ha? E cum să nu fie frumos? Așa. E frumos aici, domnul Cristi. Domnul inginer. Domnul inginer, vă salut, o salutăm pe Ana, pe Ana Maria. Salut, ceau, Ana. Ana, ce părere ai de expoziția de la... Foarte frumos, felicitări pentru organizare. Frumos, așa-i? Da. Până un alta e bun? Organizarea în orice caz e bună, frumos. Da. Domnul Tudor, ați adus doi armăsari din frumoasa dumneavoastră, putem zice, hergelie. Cât aveți acum acasă? 13 aveți acum, așa-i? 13 aveți acum, așa-i? 15, așa-i? Exact, 15-16. Am înțeles. Băiatul cu mustață, băiatul dumneavoastră? Băiatul meu, da. Ha? De cât timp ți-ai lăsat mustață, băiete? De mult. Ha? De când l-au făcut, mamă? Cu mustață? E mai interesant cu mustață. Păi da. Dacă ai băieți bun cu mustață, poți să ții și cai bun. Dacă nu mai ai bun cu mustață, da. E gata, a? Da. De fapt, te dezgustă câteodată, că nu mai singur. Cât ani ai restat, domnul inginer? 4 ani, ești anțat ca ai, uite-s. 2018 pe ei, cred. Domnul inginer, un incineral la dumneavoastră în hergelie și în grajă de gloase, cam sângele rece unguresc, predomină, așa-i? Românești, da, mai am polonezi, de toate. Dar cam rece. Da. Mai bun e acum. Păi nu dau, era ideea asta, băreați, cu Nicolae, că e bun. Da, bun. Noi în filmare l-am văzut și am zis că nu e așa bun. De unde ai venit? Trebuie să vă spun, vin din Germania. Așa. Am auzit că e târgu astăzi aici și m-am bătut de la drum. Deci te-ai bătut de la drum, da. Tu trebuia să ajungi acasă? Da. Unde stai tu? La Bacău. La Bacău? Unii ați dat, unii mânzul de la... Care e mânz de... Mânzul Sebi. Mânzul... Am înțeles. Acasă, în acolo, mi-a pus perechea. Și ai deviat de la traseu, zici că? Da, ca asta nu la târg. Și cum ți se pare? Cum ți se pare până un alt? Frumos, așa-i? Foarte frumos. Cum e acasă? Cum e acasă când vii din Germania? Cum te simți acasă? Acasă. Frumos, așa-i? Nu am dat seama. Așa, bravo. Filmare, o trimis cine banul pe mine. Îți plac ai mult, așa-i? Ha? Super de filmare așa, mai micuț să filmare, mai ușor. Care ți numele mic? Bogdan. Așa, Bogdan, te salut și îi salutăm pe toți frații noștri de peste hotare. Pătă și dacă nu se ocupă cu cai, și dacă cu orice se ocupă, să aibă viață bună, să strângă bănuși și să vină acasă. Eu știu că e greu acasă, că nu. Da. Poate să fie greu și dincolo, nu? Bun. Florine, vezi că tu stigi imaginea. Fala frică să m-am retras. S-o retras, domn Florina, așa pentru noi. Păi da, normal, să facem poze. Da. Și perechea, tu zici că le faci, în perechea din Geneva, cum o scot? Da, am altă perechea. Poți că aveați perechea lui, era perechea tare. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
cel mai găsit tot ce zău, acum a spune. Da, e târgu tot, amore. E târgu ceau. E târgu tot, nebun. Bă, ia pe deschid, nebun. Ce să-i dai? Ia pe neavie bună cu mult. Trebuie mă ține calul peste 90 de milioane, știi, copii. M-au forățit calul, trebuie să tras la mine, să tras calul. Pe cură din asta. Nu, pe cură din asta. Dacă o ia pe ala din magă la cali, bună și albă. Hai, bă, poate. Săruna. Dan! Dan! Hai, Dan! Ana, Ana, Ana. Câți kilometri ai făcut până aici? Hai, nu, cât să fie, am făcut 50 de kilometri. 50 de kilometri? Așa, ai venit cu prietenul tău, cu Vasilica? Da, da. Ha? El e tata lui aici. Cum? El e tata cailor aici. Salut, salut. Salut. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Da, băi, ce facem? Așa, așa. Bun, ia, ia și negru. Da, la mine. Dă-l încolo și fă-l după aia să salute. Dă-l un pic mai încolo. Și fă-l după aceea să salute. Sănătate vă doresc. Super. Dan, câți cai ai acum? Câți ai acum? 11. 11? Fii atent. Dă-i așa tare încolo și înapoi, tare. Lasă-l, capul sus. Ia, dau. No, pe nu mă asociere, că e dus la biserică, că e sâmbătă la noapte. Oh, bă, hai de grijă. La bău nu iasă. Domnul Cristi Mere, să-i băgăm la... Bun, super! Bo. Salut, încă o dată, te vei! Bine, ciao. Thank you.
am vin la tine. Păi da, până când găsesc, da, da. Bine, bine. Nu la că vine băiatul. Dau de o mare. Salut, domnul Cristinel. Bună ziua. Eu de la pensiune. Domnul Ion, aici tineret sportiv. Tineret sportiv. Cât? 2 ani? 2 ani la primăvară, ăsta 3. Frumos, foarte frumos. Unde se află armăsare, mânjii? La Arad? La Arad? Sebiș de Arad. Fain mânj. Ăsta va fi sur? Nu știu. Nu, cred. Nu, așa-i? Așa-i ca o, dar nu. O, dragule. O, dragule. Trebuie răbdare cu ei. Fii atent ce frumos. Domnul Bexa. Eu am văzut câine, m-a dus. Uite-te aici un ex. Uite-te aici. Domnul Bexa. Alo. Uite-te un cal frumos în devenire. Îl vezi? Să uite la biciclete. El zic, trebuie de aia. Bă, lasă că... Care, cu gusturile lui. Mie îmi place mult calul ăsta. Și mie îmi place, că dacă nu am luat. Corect. Ce să nu te uiți? Ce-a? Vasile Badigardo, la Arad. Ai de la dânsul l-ați achiziționat? Da, l-ați filmat când era mic, la 4 luni. Foarte frumos. Da. Acum are un an și 4 luni. Foarte frumos. Și aveți și o iapă frumoasă, așa-i? Da. Dar știți cum l-a găsit în video-urile dumneavoastră? Pe YouTube. Da. Foarte frumos. Ai vrut să transmiți ceva la cineva? Da, transmit multă sănătate la toți negustorii de cai. Așa? Un mânz negru de un așa, un din mânz de carul lui Tușor. Da. Un corbu,
Îți place de el? Da, da. Pășune, nu pe graș. Am înțeles. Foarte fain. O ia pe neagră. De vânzare. Ce doriți să facă ăștia? Ce faceți? Am venit și noi să ne... Fain? No, acum băiatul, te poți muta tu dincolo și nu mai bai cu domnul. Băi, dar bagă treabă cu domnul. N-ai tu treabă de acolo, dar tu ești liniștit după aia. Încoace, dar la distanță mai mare. Foarte mare. Oh, Shakira. Shakira o cheamă? Shakira. Uite-te numai un pic în stânga ta, uite-te în stânga ta. Rămâi așa cu Shakira. Shakira. Rămâi așa cu Shakira, te rog. Bă, fii atent. Are ce faci, domnul? Uite aici, ce zici de negru lui băiatul ăsta? Foarte bun. Vân jos băiatul cu negru. Da. Nu i-o zbura pălăria de pe cap, ai văzut? Ha? Nici strigă-l să vină încoa. Ai ajuns de mult? Pe la ora 8. Da? Da, mă. Dar nu i-o sări pălăria de pe cap. M-auzi? Băiete! Ozor, ho! Cum ai făcut de nu ți-o sări pălăria? Ozor, ho! A? Fain ca l-ai! Te felicităm! Să trăi! Te-a lăsat, domnul Cristinel! Ceau! Domnule, ne vedem aici! Da, dragi! Neluțu? Te salut. Să trăiești, domnul Cristinel. Foarte, foarte frumoasă prezentare, foarte frumos. Ai venit cu cai, ceva de poveste. Te felicit. Aici armăstarul tău foarte frumos, da. Pentru care ai făcut multe sacrificii, da? Și încă fac. Pentru care nu te duci în concediu la mare, pentru care nu te duci... Pentru care nu plec necăieri, pot să zic, din țară. Din cauza, uite, la... El e omul care te ține? El e persoana care te ține. Da. Dă-l ușor încolo, dă-l așa mai pe centru. Ai pus vreodată iapa lângă armăsar? Odată cu el.
Și dacă n-am putea face o să aduc și ea pe lângă. Să o vedem. Te ajută? Te ajută domnul Gheorghe Potcovaru nostru. Îl ajut? Hai că ți eu armăsarul. Până deslegi. Așa. Domnul Gheorghe. Cum e cu Potcoveala? Ha? Mulțumim lui Dumnezeu, bine. Ușor, greu, cum e? Ușor. Cum stai cu... Dacă zici că e greu. Cum stai cu... Nu mai prea stau așa. Masa musculară. Are ha? Nu mai stau așa. Zice? Mulțumim. Te rog să nu mănânci puțin niciodată. Să mănânci ca lumea. Eu când mă pun la masă, mă, nu mă mai pot ridica, mă. Și dacă e goală masa. Oare zice? Cum? Cum ți se pare, Gheorghe, cum ți se pare târgul expozițional? Frumos, foarte frumos. Ce-am să te întreb, cum te găsesc băieții dacă doresc să potcovească cu tine? Am făcut noi niște filmări. Filmulețele făcute cu dumneavoastră. Am făcut un film cu Billy la Potcovit cu... Billy la Potcovit cu... La Potcovit cu Silviu Comanelea. Du-l un pic încolo, vreo 2 metri mai încolo, te rog. Bagă-i la strug, la mă, bravo! Așa. Poți să... Gheorghe, ia tu, ia pa și ține Neluțu armăsarul. Mă ia. Așa. Neluțu, care e secretul de ții bine așa ca e? Apa, cum auzi, așa cum știm toți care avem animale. Că e un secret aici, domnul? Vă rog. Are tendințe. Raiul știi că auzi și la animal, și la om, și la orice. Normal că arată bine. Tu ești Cristin. Da, da, bună ziua, da. Uite cum stă armăsar lângă ea, da? Fără să... Da, da, da. Hai, serios, că te văd pe... Da? Eu... Și m-am dit cu Neaion de la Bazna, aici. Da, imediat vorbim, bun? Bine. Mă scuzați o secundă. Da, Neluțu, mă scuzi. Ce zice Neluțu? Am zis că m-ați întrebat de traiul lor. Da, cum e? Ca ori și care, ori animal, ori om, dacă îi dai la gură ce trebuie, normal că arată și bine, nu? Am, da, da. Curățenia, multe care, da. Da, i-am făcut sensul să bage. Lasă aici ochiul specialistului de Luțului, lasă ochiul specialistului să vadă. Normal, să-și dea cu părerea. Să-și dea cu părerea. Ce părere aveți dumneavoastră de exemplarele astea? A, așa, no, nu e rău așa. De berea, pe ea. Aia nu mai... Tu m-ai băgat tu pe mine. Toți ăștia din domnul ăsta. Mai ales eu. Hop, 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 hop. Auzi, Neluțu. Hai și tu, hai și tu după Nelu, te rog. Hai, tot după el. Du-te după el. Faceți un pic de roată. Și acum, acum bagă-te după el, hai. Hop, hop, hop! Aveți grijă! Bun! Treaba bună, Neluțu, imediat începe expoziția, numai trebuie să vă înscrieți caii, știi? Îți doresc, Neluțu, îți doresc multă sănătate și de-abia aștept să ajung la tine, la tine, la tine cai, la tine cai să simt foarte bine. Putem. La anul, la anul, că vine la Neluțu, ești la mine, la anul. Păi nu la anul, mă, eu vreau să vin mai repede. La anul ăsta. Anul ăsta, zilele astea. Când pleci, zilele astea? Joi, joi pleci. Joi pleci, miercuri la tine, mă, băiete. Atât, ce să vă zic. No, bun, atunci vă aștept. Să vii miercuri. 15 bucăți am. No. Și vaci? 40 cu chivor. No, vin să dai un litru de lapte. Bine? Bun. Neluțu. Mulțumesc frumos. Nu mai vine sănătate. Da. Îngrijire, îngrijire la ei. Îi îngrijire la caii ăștia. Dacă... Îi, nu? Da. Ah! 100 de milioane.
Da, dar nu știu dacă mai pot duce până acolo. Câți kilometri sunt acolo? Domnul Ionel! Domnul Ionel! Da! Te salut! Să trăiești! Așa, de la domnul Ion de la Cil, da? Da! Ca să se înțeleagă! Cil Arad, da! Renumitul domnul Ion de la Cil, cu două iepe foarte frumoase și două mânze la fel, elegante. Mânz și mânză, da? Mânzul ăsta din partea asta mai înalt? Nu, e mânză. Ai mânza și ăsta altul e mânzul? Ăsta e mânză. Am înțeles, foarte, foarte, foarte frumos. Treabă foarte frumoasă aici, domnul Ion. Da, foarte frumos. Felicitări organizatorilor. Da. Mulțumim pentru invitație. Cai din toată țara, foarte frumos. Da. Uite aici și o pereche de iepe, o mânză și o iapă. Iapă și mânză. Alo, domnul Ionuț, de la Orlat. De la Orlat? Da, da. Și aici alți cai. La fel de frumos. Spune-le, domn Cristinel, casă de vânzare, care interesează. E și domnul Ionuț. Da. Cum te găsesc băieții pe Facebook? Ionel Tomuță. Așa, Ionel Tomuță. Da, acolo... poză de profil armăsar ordinez. Negru. Așa, și acolo ți se văd frumos cai, așa ai? Și acolo ți se văd frumos cai, așa ai? Și asta neagră e tot de la mine, alu domn Ionuț. Eu i-am vândut-o acum câțiva ani. Da, foarte frumos. Aia mare. Frumoasă, da. O iapă specială. Da. Amelez iepele din pășune, domn Cristi. Da, sunt foarte bune, din pășune, așa cum îs. Sunt extraordinare. Da. Mie îmi plac cum îs. Acum, acum îs. Nu le putem face, nici mai bune, nici mai rele. Da. Să trăiești, Cristi. Neluțu, vă salut aici la voi la Sibiu. Bine ai venit. Mulțumesc că bine v-am bine găsit. Bine la noi. Așa? Aici avem o prințesă, domnișoară. Prințesa nepoata mea, Sara Maria. Așa, Sara. Da. Viață bună la Sibiu. Foarte bună. Așa. La expoziția lui Bogdan. Da, și expoziția voastră. A noastră, unde da. Bogdanul inițiat aici. E foarte bine, e un lucru foarte, foarte fain. El a dat start. Cum ți se pare organizarea? Super. Până bogdan. Acum. Mondială, da. O organizare bună, o treabă bună, da? Bună, bună. Oameni, fain, fain. Treburi bune, nici fii atent numai. Suri, negri și tot ce vrei. Toate rasele. Luci, body. Ia uite-te aici un sur legal la tănoagă. Ăsta cui e? Luci, salutăm, vă salutăm. Yeah. Luci de la Beiuș, îl pune. Domnul Luci, pune-te un pic lângă ei. De la Beiuș, băi. Te mulțumim, sănătos. Eu am timp să beau o dată până vă răzgândim voi. Ce beți? Sau mă bucur că ați venit la Ogra Sibiului. Așa, cu drag. Cu... Și mă bucur că l-am revăzut pe Neluțu, pe Sara fetița, Maria, pe Sara, pe dumneavoastră, pe Răzvan. Și în special pe prietenul meu. Salut pe toată lumea. Așa. Unde ți unde venim la Sibiu? Luci, unde ți scai? Unde ți scai Luci? Aici îi aduce acum. Mă dau dincolo sau? Nu, no, mă duc. Îi aduce aici că e mai larg. Nu, no, fugi, dar fugi pe rând, că singură. Păi stai o secundă. Nu mă pune pe nu ne faci. Stai să pui o țiră pe domnul Nic. Nu l-ajut. Pe domnul Viaș. Nu l-ajut să-și prezinte. Nu, hai că sigur. Nu, nu se leagă. Noi.
cere, mă. Nu, ia-mă-l pe prețul tău la tine. Ia! Hai încoace o țiră, unde fugi? Hai, mă, încoace! Nu, lasă-l! Hai, mă, că pozezi frumos, mă! Da, da! Hai, mă, încoace o țiră! Nu-i cum arăți! Băi, Cristi, da, te rog eu să te duci la omul ăsta. Am văzut care ca e șmecher. Viana are cei mai, mai bune armăsari din județul Sibiu, să știi. Și nu numai din județ. Are, da, are. Uite. No, e fare, fare. Acolo, uite la trăsură. La trăsură, doi. Numai o parte din ei, scuze. A doua oară, am pus la rând. Am crezut că vă cad banii din buzunar. Azi e 3 oară. Întoarce-te. No, zi să vină. Întoarce-te. Bă, Luci! Luci! Hai încoace! Deci asta e a 3 oară care am pus. Ca armăsarii ăsta? Da. Și apoi, nu vă sui sus pe birjă? E copilul meu. E, dar dumneavoastră, nu vă sui sus? Ha? Surui grozav. Ce negru-i bun? Surui? Bă, Gheorghe! Ce faci? Îți place sus acolo, ha? Cât are vânătul ăla, măi, vie? Cât are? 4 ani, cât să aibă? 4. Ai văzut cum i-am, citit numai? Cum i-am văzut prin buze? Am luat mai frumos măsură. Deci, domnul Vian, sub 10, 12, 15 cai nu găsești la el, numai peste 15 la deal. Aha. No, numai cai bun, tot timpul au avut cai bun. Cine-s copilul acestea? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine! Ce faceți? Ce ziceți de băieți ăștia cu caii lor? Ia uitați-vă numai așa, întoarceți-vă un pic. Merg că-s cai grei, mă. Cai grei, mă. Tineri, mă. Gheorghe, rămâi pe aici, poate avem nevoie de ajutor. Cu prezentare, ceva, armăsar imediat. Răzvan! Tinere. Aveți grijă! Aveți grijă! Bun! Luci! Aici în fața la trăsură prezentați-vă ca ei. Mai în fața la trăsură. M-auzi? Luci, să se vadă și trăsură un pic. Ăla-i. A, acolo. Copile. Nu mă pus de grijă. Domnul Luci, acum mă gândesc că ai apucat să tragi o geană pe târgu. Organizare extraordinară, cum, 200. Cum se pare la Sibiu aici? Organizare extraordinară, totul foarte bine organizat, destul de frumoasă, un efort foarte maxim pentru cine organizat. Da. Toată stima. Ce-am văzut eu, nu vreau să-i laud, dar oricum să-i laud de alții și să toată lumea să fie civilizată, să iasă foarte bine. Lasă să nu ne dai numărul. Lasă să nu se ne. Să ne dai. Ai grijă. Ăsta nu mi-e de vânzare. Ai grijă. Nu mă dau aproape.
Nu, dar e atletica lui Mauș, zic. Mauș, zic. Noi nu suntem așa atletici, toți la un altul. Când se întindă ăștia, așa se fac, lumânare. Mă înțelegi ce zic? Deci la șorul, dacă Doamne fer pe Gubeaște și are nevoie de calul ăla, oricând îl pun pe o mașină, mi-i marg, tot toată lumea e aici și îl aduc acasă. Am înțeles. Dar calul ăla enorm și mi-l o da. Am înțeles, deci dacă... Dacă îi trebuie calul prima, singur om la lucrușor, îl aduc, când îl o dat, nu e dimineața, dacă mă sună, am nevoie, îmi trebuie calul. Da? Am înțeles. Altul mai nimic. Ai grijă? Ai grijă? Vreau să vrem mânza. Bun. Domnul Luci. Îți mulțumesc tare frumos. Bă, dacă nu lunecă ca aici, da. 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 Domnul Luci. Domnul Luci. Multă sănătate! Doamne ajută! Ne vedem la tine! Cât de repede! Așa! Sănătate! Domnul Cristi, vă pun unul mic? Nu, eu nu beau, vă mulțumesc! E șofer! Da? Sănătate, mulțumesc! Emma, Emma. Lasă-l. Bă, nu vreau să stresăm. Nu vreau să stresăm pe Emma. Nu-i bună scaramăgarului. E bună așa. Emma trebuie să fie foarte relaxat. Domnul Fănel, te salutăm. Să cum ești? Foarte bine, foarte bine. De la bine în sus. Mâine ce faci? Unde mergi?
Să vedem, poate merge la preșme. Am înțeles. Să vedem. Ala din mijloc, nu știu dacă îl prinde. Îl prinde? Îl prinde, îl prinde. Ce e gras? Cum? Da. Ce aici, mă, omă? Cine vorbește? Ionel, ce-i la ce, bă, unde, bă? Da, puneți-vă, puneți-vă lângă Ema, lângă băiatul ăla înalt, vă rog. Pune, lângă băiatul ăla mai înalt, puneți-vă lângă el, vă rog. A, acolo. Să nu-l supărați, să nu-l supărați pe Ema. Deci, Ema trebuie să stea relaxat. Mă înțelegeți? Domnul Ion, s-o... Mult o muncit și s-a stresat în viața lui. Nici pe el să nu stresați. Bine zic, domnul Ion. Da, hai bă, și tu lângă mic. Nu mă duc. El e mai rușinos un pic, e rușinos. Da, e rușinos. Mai rușinos, nu. E rușinos. Dar nu știe nevasta că a plecat de acasă, de aia să nu-l vadă. Cine face așa? Nu, nu. Nu știi. Herci, herci, vieta. Nu, lasă-l. Așa. Da, da, da. Hai mă să mergem. Ați vrut să mai ziceți și ați vrut să ziceți și domnul Ion? Ești un băiat de nota 10 și ești cel mai bărbat om. Cu deci, asta, dar de ce ziceți asta? Și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ești prea domn cu mine. Ai fost prea domn cu mine și eu cu tine. Sănătate. Bine, vă salut, vă salut. Bun, mergem să vedem frizienii, Ema. Ai văzut ceva frizien pe aici? De calitatea... De ce calitate? Mediu spre avansat. Cum? Am înțeles. Uite de aici niște... Aici să și-i văd. Da. Da, ai mei, ești mediu și mai încolo sunt spre avansat. Opa, opa, opa. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Aici cu elefantul, tată. Ema. Modelul ăsta de elefant, place? Place, dar... Place, dar mănâncă cât 7 ai mei. Am înțeles, deci trebuie avut grijă. Atenție, nu... Ai mei sunt pășuni, stau de capul lor. Da. Și adună au, nu se adună n-au. Deci... Adună, n-adună, sau cum? Adună au, n-adună n-au. Așa. Bă, bă, bă. Hai că te cunoaște, Cristinele. Uriașul. Te cunoaște. Cine? Copile, cine-i? Cine-i ăsta? Bravo! Ai o bomboană de la mine. Când o să am la mine bomboană. Când o să am la mine bomboană. Așa ai auzit. Chiar am ceva dacă veni cineva. Griș, griș. Bun! Răzvan! Hai un pic să-ți zic ceva. Să zic ceva, oprește-te! Hai nu, dacă mai vrea acum, că e hot! Nu, nu, să zic ceva, că e destul. Bună ziua! Bună ziua! La ce zici, domnul Cristi? Bună armă sarește? Da, foarte frumos. Fain. Extraordinar. Ce zici, sunt ca aia acum în țară? Sunt, tot timpul a fost. Nu a fost tot timpul.
acum ultimii ăștia 2-3 ani. Da. A intrat spuma spumelor. Vezi că ai foarte frumos în România. Ciao, ciao. Dar ce zice frățiorul nostru? Forța. Ce să zic? Eu la Olanda mai vii? Vede că mi-a intrat în sânge și pe umbră. Și vrei să mergi sâmbătă? Am vrut să pe 7, pe 7 mergi. Te duci? Așa am vrut, așa am plan. Eu nu știu dacă. Ai grijă, ai grijă. Așa am vrut. Da, Cristian. Aici prietenul tău Bogdan. Dragoș. Așa? Dragoș cu Ramon, ăsta e calul de la mine. Da. Auzi, Dragoș, faceți așa roată frumos. Sincronizează-ți pe doamna și pe tăți. Auzi, unul după altul, fain. Dragoș, sincronizează-i pe ai tăi. Hai cu minți, bă. Bă, Dragoș, bă, îmi place de tine. Dragoș! Bă! Bine ar fi să nu mai pornească muzica un pic. Dacă e lese din Olanda. Ea din România, domnule. Lese. Nu? Nu-ți bune lesele astea celălalt. Cristi. Lese din România, nu din Olanda. Ce? Lese. Lese din Olanda, toate, frate. Auzi, băiete, pune-te lângă doamna. Ce zici de fizia nouă la Cristi? Ăla mare, ui ăla ce trage calul de gură. Ce mare păluga. Toți îmi plac foarte, foarte mult. Aici... Nu zic de cal, domnule, zic aici de era mort. Aia, băiatul! De băiatul ăla ce? Bun, și el, sărac. Ce cu ea paia așa mare? Acolo. Dragoș. Te prezinți foarte bine, te-ai prezentat foarte, foarte bine. Zic cum? Da, dar vreau să zic că te-ai prezentat bine. Ai prins calul în a doua secundă. Nu l-ai lăsat să plece. A dorit de lui s-au apucat mulți și o s-o descoperi talentul, iubitor de cai. Dacă nu era el... Bine pe bucătărie pe el. Nu era cai. Părul mai tare. El sărac. Mai duc o dată pe ăsta, bă. O făcut pe român să le placă cai. Ce zice? Am dreptate sau n-am? Ce părere aveți de cai lui domnul Răz? Îs frumoși ca frizieni. Lui Dragoș. Ca rasă de agrement. Șmecher cai, nu? Șmecher cai. Dar nu sunt pe talentul meu. Acum fiecare cu talentul lui, dar... Mie îmi plac, îmi plac. Deosebit de frumos și îngrijiți. Are sânge în ei. Fii atent. Foarte cuminți caii. Oricum s-au învârtit. Inteligență. Exact. Oricum s-au învârtit caii, nu au aruncat după nimeni. Cea mai frumoasă rasă de frizieni de agrement. Și cei mai reușiți și inteligenți cai sunt. Asta pot să vă spun. Eu sunt crescător din tată în plus. Cristi, tu ai adus ceva cai aici? Da, uia cu aici, uia pe alea două. Care? Uia alea. Astea două? Da, amândouă de 3 ani și 9 luni, gestante 6 luni. Cu bifor, cu calul meu de suflet. Cu aici. Amândouă. Mă, nu-ți părea că una e mai mare și una e mai mic. Da, frumos. Mersi. Medalie. Acum totuși sunt fratele Bogdan și cu Iamia și cu Lucușor să venim. Sunt frații noștri, trebuie să-i respectăm, nu? Așa, așa. Că târgurile cu oameni se fac, nu? Da, și omenia e mai depres ca tot. Da, da, da. Bun. Să pot lega. Domnul Stroia Ionuț. Este lică la microfon, așa-i domnul Cristi? Da, da. Ei, deosebit de nebunii de cai. Da, da. Să vă mulțumesc.
Dacă tot am venit, hai să prezint și pe Corbu, dacă tot ești aici. Foarte bine. Ce faceți acum aici? Ce v-ați hotărât? Ce surpriză faceți? Ce vreți să faceți? Toată stima și respectul, să-l punem pe faraon cu ramă. Domnul Cristinel, și vă dați cu trăsura? Da, da. Mă, să nu supărați pe doamna. Nu, că eu am observat că o cam supărat. Nu, domnul Cristinel. Te așteptăm să te dăm o bună. Da, mă, să nu supărați. Nu l-am câștigat, pomenii. Te așteptăm la noi. Ce nu îmi pare că nu l-am câștigat, dar mă bucur că l-am câștigat copila aia. Lasă, că să ne ajutăm și cu pomenii. Domnul Cristi, te așteptăm la noi acasă să vi se filmăm și mânji. No, acum, Răzvan, ce vrei să faceți? Eu nu te înțeleg, mă, băiete. Surpriză maximă! Gata, a fost să ei ori mai fost puși așa? Început. Am înțeles. I-a crescut Cristi, da, aici la expoziție la Ocna Sibiului, o expoziție foarte frumoasă. Foarte, foarte. Aici cu prietenul nostru, cu Dragoș, cu Andelerio, așa? Frații noștri, cu Raul, cu Ringu, așa. Frații noștri. Ai adus și tu două iepușoare? Da, ia pe le-am pus sus. Le-ai urcat? Le-ai urcat, da? Da. Cum ți s-a părut expoziția de care? Asta e primul meu timp cu care mă ocupai. Să stau așa. Și cum te-ai simțit? Foarte bine. Organizare, foarte bună organizare, lume, disciplină, nu ghesuială, nu tăvăleală, deci, fain. Frumos la Sibiu. Sorsui băieții pe trăsură. Da. Pe calul de la Ciumi. Pe calul de la dreapta, calul de la mine. Așa, și al altul? Ăla la întâia lui Răzvan. Aha. Uite, acolo mai fac băieții ceva prezentări în spate, cu negri. Dar merge cu ei acolo acum. Îi duce acolo. Dragoș? Da. Și ăsta la Dragoș. Dragoș. Pune-te un pic lângă Cristi, te rog. Da. Ia-ne cadru pe amândoi. Așa, băieți. Am făcut un târg bun cu el. Da. Fratele meu. Ce târg ați făcut? I-am despărțit perechea aia. Da. Pe ramul cu 15.000. Dar facem o paranteză. L-am întrebat de 5 ori înainte că fratele meu dacă mi-l dă. Și l-am dat. De la mine nu va pleca niciodată. Cristinel, poți să-i filmez puțin? Da, l-am dat cu plăcere. Am făcut un târg din plăcere. Îi putem vedea un pic din spate. Stai că se întoarce spre voi. Voi când am întâi acela spate. Mai bine mereu ăla acolo. La picior. Eu plecam cu ăla așa. Dragoș, puneți-vă să vă văd iară pe tăt. Băieți, unde vreți să vizitați în străinătate? Pe unde v-ați... Amsterdam, acolo ne place la Olanda. Acolo bine. Bă, vreau să vin până la fratele tău. Acolo sunt acolo e mama lor, că noi suntem pasionați de frizieni. Când prind un pic de timp liber... O filmează-i un pic pe ea, te rog. Îmi fac pentru Olanda și eu. Uite. Așa. Deci, băieți. Da. Ziceți că la Amsterdam. Când vrei ne organizăm toți. Așa. Frumos, că toți suntem iubitori de cai. Ianuarie, frate. Da, suntem iubitori de cai. Ianuarie. Ne parcăm toți și plecăm cu o mașină toți frumos. Plecăm și venim. Nu știm când plecăm, dar nici când ne întoarcem. Deci o să stăm mai mult. Să mergem să stăm pe legat. Mai legat. Îmi place. Mai mult. Da, corect. Așa. Dragoș, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru
că te-ai ocupat de noi și ai fost lângă noi și ai avut răbdare cu Răzvan, vino. Ai avut răbdare cu noi în Olanda. Da, și fratele nostru Răzvan aici. Așa? Pleacă în Olanda. Ce, vii și tu în Olanda? Merge noi, să stai înapoi. Ah, niciodată. No, bun. Într-o zamă suntem tot. Nu așa. Bă, dar ce merg amândoi de ca așa. Du-te, mă, ciune. Bă, e perechi mare. Da. Dar trebuia la pe dreapta. Nu, vin acum, ca ei, încoace. Hai că ți-ai de o altă șmecherie acum, în mata acum. Ia uite. Ce mare. Pe Sibiu s-o gătat. Ce s-o gătat? Șmecheria. Adică? Zi, zi, ce ai vrut să zici? Să-l putem în dubor. Ce, n-ai... Băi, kilometrule, auzi, deci noi avem cai. Noi trebuie la replica aici, noi trebuie la... Nu s-o terminat șmecheria, nu? A? Nu, 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 am înțeles. Hai! Așa e că nu vii cu armă, să vii cu ea pe la târg. E greu, mă, frate. Păi dacă e Cristi aici, mă filmez, să fie cuvânt. Așa. Dacă eu în viața asta, că eu am o pasiune, iubesc câinii și caii. Așa. Dacă eu din ziua de azi o să mai am femele, adică de-astea... Iepe. Iepe. Da. Sau la câini, femele. Niciodată. Eu o să am decât câini și armă sa. Amin. Nu zi așa. Că cai și câini de plăcere, nu mai vreau. Am înțeles, dar nu ai iepelele frumoase. Ba da. Perechea aia. Ba da. Și? Dar nu zi un păcat sufletește. Nu-mi place, am înțeles. Am înțeles, da, dar totuși dacă ai două iepe frumoase, așa frumoase, frate, frumoase, da, ca două perle. Da, dar niciodată iapa nu-i ca armăsară. De acord cu tine. Un armăsar corect. De acord cu tine, dar nu, ce să zic acum? Înțelegi? Mai iapa e bună că mai și produce. Armăsarul nu mă mănâncă. Și cacă, nu produce. Iapa mai are și un folos. Dar aici, în pasiunea voastră, oricum, ar fi tot de pasiunele țineți. Că iapa că e armăsar, corect. Corect. Și voi aveți pasiune cu țisitoare, fiindcă caii voștri sunt foarte scumpi. Corect. Caii voștri, un cal poate să coste cât un apartament în care locuiesc, corect, o garsonieră mică. Da, corect. Așa, cu patru... Câte un tur de asta, parcă te unge la inimă. Am înțeles. Nu e 1000, că e 15-20 de mii. Da, parcă altfel merge casă. E, da, și voi nu ați dat așa sume? Am dat, și noi am dat. Păi nu, 20-30 ați dat, voi am auzit eu. Am dat toți. Hai, Lumeriu, plecăm? Da, vreau. Mai mâncăm o tură, fraților. Nu, mă, hai. Da. Hai, dați-mi un moment. Da.
Bă, Răzvane, mie mi-ai cumpărat atâta, atâta multă mâncare mi-ai cumpărat tu mie. Numai carne. Aici, domnul Cristi, cel mai șmecher om de la Sibiu, cu cei mai șmecheri ca ai, Dragoș Maghiar și Icu. Bunecea pe doamna Alina. Alina. Nu mai aveați ușaua. Numai două ați avut la îndemână azi. Stai că n-am control aici. Pe Ramon am zis că dacă îl pune la trasură, nu mai pune și călare, știți? Foarte bine. Că mai aveam acasă, dar am luat numai pentru ăștia, că ăștia nu s-au pus și casa tare, doamne. Despre cine-o meu e tata, cu el pot vorbi de toate, cum îți lasă pe la zboace. Am să mora și-am zis gata. Bună ziua! Ciao, Ana! În sfârșit, călare pe cai, ha? Da. Și încă ce cal frumos. Domnul Bogdan, să vă văd! Fii atent că se tractează băieții pe aici, ați vine să crezi! Pe plan drept, Ana! Ana! Nu urci sus, Ana! Stai un pic să urce și Ana sus! Stai, hai Ana să te vedem! Mă duc și mă întorc acolo, da? Mă fii atent cum se tractează pe drum, pe drum drept și nu cu noroi și cu treburi. Ai de pornire? Cred. Este nelepunii mei și de acolo. Da, dumneavoastră sunteți cu ponei, și ai? Da, da, v-am prins foarte fain. Vreau să-i văd. Ai numărul lui? Nu știu, nu știu dacă l-am, mă, să mă uit, să văd. Am pierd legătura cu el. Domn Bogdan, felicitări! Am o vorbă eu, dar nu are nimeni vorba aia. Un singur creier poate să schimbe lumea. În bine sau în rău. Uite-te că cu un pic de cap faci organizări și treburi bune. Corect? Că așa-i? Încercăm. Da. Felicitări. A? Deci echipa mică. Echipa mică. Viitor. Da. Viitorul nu prea sună cu gai, dar ba, Viitorul sună bine. Da. Hai, băieți. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc, domn Bogdan.
frate, băieți! Ne vedem la voi! Domn doctor! Sănătate! Pe ce-i copilul? Da, îngrusesc. Mă, Dorin! Hei! Sănătate! Ne vedem la tine! Ceau! Luca, cacă, mă spargă asta, că dacă ne vrei să nu umbla la ea. Ba, dar mi-e spart, am făcut de asta de la Baros. Prins-o-i prins, da? Ia, lasă-l lung, să aduce ceva. Dragoș, așa, Dragoș, morsui băieții pe un calca ăsta. Când și-o mutat piciorul de pe partea alaltă, am simțit cum mi s-a învârtit coloana pe interior. Da, așa stai cap pe, așa stai cap pe fotoliu. Poți să zic că stai cap pe. Ai un fotoliu mai șmecher ca el acasă. Te poți și întinde unde așa să stai. Lacă bine așa cu a tăi. Fiecare cu talentul lui. Hai. Asta e nebunia mea, clar. Orice, clar. E, hai. Hai, tati, hai! Corbu! Hai, la tata, hai! Hai la tata, hai! Hai la tata, hai! Hai la tata! Ia să vedem dacă s-o vezi Cristi, de pe friză am ajuns pe grei! Hai la tata! Oh! 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 S-o oprește, nu se vede dacă are primele bune! Uite, ce seamnă? Hai cu tata! Hai, lasă-l lung, dragul! Lasă-l lung! Hai cu tata! Lasă-l lung! Hai! Stai încet. Mergi? Da, am plecat. Ciao. O zi bună. Multă sănătate. Ceau. Multă sănătate, grijă de cai. Dă-i glonț să te văd. Glonț. Hai, fă un ultim efort. Aveți grijă să nu cădeți. Corbu! Trebuie să-mi foaie la cai. Aveți grijă, băi. Cristi, ce ai? Scoate-l încolo să nu se foaie. Eu știu că cu mine ai avut experiențe frumoase. Băi, eu numai frumoase vreau să am. Hai, Cristi, hai aici, frate, că nu mai nu vreau să-l lase pe mine tancul rusesc. Am mai avut experiențe amândoi, de-aia știe el și știe. Nelu, de unde ți-ai cumpărat friziana asta așa puternică? Nu ne-au debat vântul. Ce fain merge. N-au bine. Ținând cont că e apă grea. Calcă ca o gazelă. Da cum? Nelule, de unde ți-a achiziționat gazeluța asta? Am achiziționat-o de la Neluțu, un dat de la gurareul lui. Aha. Când au vârsta de un an.
Așa? Acum are 3 ani. Da. 2-3 ani. Faină. Prima dată când am venit la niciodată, am venit la Căruț. Montată cu grizzly are 5 luni. Așteptăm un produs la primăvară, dacă așteptăm, doamne, doamne. Așa, așa. Și... treabă faină. Treabă faină. Vă mulțumim că ați zis noastră pe aici. Cu mult drag. Și vă mai așteptăm să mai facem. Am mai stat la terasa dumneavoastră cu ani în urmă, o terasă șmecheră. Cum a fost astăzi? S-o strâns? Zic că s-o strâns la terasă, la dumneavoastră. Da. A? Și ați prins un pic să vă suiți călare, da? Să vă relaxați. Exact. No, e fain. Văd că aveți o zăbăluță foarte șmecheră pe căpăstru. De unde ați achiziționat-o aia? Am achiziționat-o de pe internet, de la Alin, cheamă. Care Alin? Aline, de la tine, uite! Tu ești băiatul cu strunele, de așa, bă! Când ai zis că e cumnatul meu Neluț, stai că l-a cumpărat strună de la mine. Așa. Bun! Am achiziționat și o pereche de zgârgălei frumos, dar nu am mai luat primit. Dar zic că domnul Alin a fost pront cu trimisul și cu încărcatul și cu descărcatul. Cu foarte mare încredere. Și are marfă de calitate, super calitate. Așa, așa. E unul dintre cei mai dotați băieți în domeniul ăsta. Domnul Alin, cum te găsesc băieții pe Facebook? Alin, da? Bun. No, domnul Nelu. Glun, să vedem. Sănătate. Să vedem, vă culegem de pe jos. Da. Domnule, sănătate. Salutare. Ia pe frumos, ia pe grea. Stai, stai îngrusesc, că dacă merge pe lângă tine, îți vibrează pământul.